După cum am anunțat în urmă cu două săptămâni, Ministerul Justiției va pune astăzi în dezbatere publică proiectul de lege pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Principala prevedere a proiectului de lege și scopul proiectului este, bineînțeles, desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, începând cu data adoptării proiectului de lege. Pentru investigarea infracțiunilor, care până acum erau în competența secției, am folosit un model inspirat din modul de funcționare al parchetului european. Adică un număr de 12 procurori în centru, la București, și un număr de 30 de procurori răspândiți în țară, câte 2 procurori de fiecare curte de apel, în total 42 de procurori care vor investiga infracțiunile care până acum erau în competența secției. Acești procurori sunt anume desemnați de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Cei 12 procurori din București vor fi selectați și anume desemnați de către Consiliul Superior al Magistraturii prin plenul Consiliului din cadrul Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului General. Cei 30 de procurori din curțile de apel, câte 2 procurori de fiecare curte de apel, vor fi selectați și anume desemnați de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel. Procurorii din parchetul general vor fi propuși plenului de către procurorul general, respectiv procurorii de la parchetele curților de apel vor fi propuși plenului CSM de către prin procurorii de la parchetele curților de apel. Competența este partajată între cele două nivele, respectiv procurorii de la secția de urmărire penală și criminalistică, potrivit articolului 3 din lege, vor desfășura urmărirea penală în cadrul infracțiunilor săvârșite de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii în alte curți de casație și justiție și de procurorii de la parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție, de judecătorii de la curțile de apel, respectiv de către procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. De asemenea, de judecătorii de la curțile de apel și curtea militară de apel, precum și, cum spuneam, procurorii de la parchetul curții militare de apel. În competența procurorilor de la curțile de apel vor fi infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale, tribunale militare și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe. Procurorii care vor fi anume desemnați de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii vor avea o vechime de 15 ani cei de la secția de urmărire penală și criminalistică, respectiv 12 ani cei de la parchetele curților de apel. Vor trebui să aibă calificativul foarte bine la ultimele două evaluări profesionale și să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani, o conduită morală ireproșabilă și o experiență profesională semnificativă, în principal în investigarea infracțiunilor de corupție și cele asimilate acestora, o infracțiunilor de crimă organizată și terorism, dar fără a se limita la aceste categorii de infracțiuni. Deci o experiență profesională notabilă. În ceea ce privește situația dosarelor existente, ele vor fi transmise de către parchetul de general în 30 de zile la parchetele competente potrivit acestei legi. Iar procesul de desemnare, selectare și desemnare, se va face în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi